Deci, ca urmare a constrângerilor bugetare invocate de Consiliul Județean Neamț, care se reflectă în bugetul teatrului aprobat pentru 2017, suntem nevoiți să anunțăm pentru început anularea a două evenimente culturale importante programate în acest an. E vorba de Festivalul de Teatru și celebrarea a 50 de ani de când funcționăm sub numele Teatrul Tineretului, marca înregistrată recent la OSIM în cinstea acestei sărbători. Fără îndoială, publicul, prietenii și finanțatorii privați vor înțelege că Teatrul Tineretului a refuzat și refuză să facă vreun compromis politic, mai cu seamă în condițiile în care bugetul nostru nu a fost analizat și dezbătut, ci impus. Dintr-un buget total de 3.200.000 lei, 2.700.000 lei îi reprezintă cheltuielile de personal, ceea ce acoperă doar primele 9 luni ale anului. Suma fundamentată și solicitată de noi, ajustată după creșterile salariale valabile de la 1 februarie anul curent, era de aproape 3.500.000 lei. Pentru secțiunea de bunuri și servicii, care include producțiile și proiectele artistice, dar și cheltuielile pentru funcționarea teatrului, s-au aprobat 500.000 lei, față de necesarul minim de circa 1.775.000 lei. Pe scurt, un deficit de peste 2.000 lei.